Salutare, dragii mei, și bine v-am găsit la o nouă citire. Iată că ne întâlnim duminică, ne întâlnim, bineînțeles, la cafeluță, la biscuiți, la ce vreți voi, iar eu sunt aici pentru că vreau să vă spun câteva mesaje importante legate de următoarea perioadă, așa că te invit să rămâi alături de mine. Bună dimineața, frumoșii mei! Ce faceți voi? Sper că vă găsesc bine, sper că vă găsesc sănătoși. Mă bucur enorm de mult să ne întâlnim în această frumoasă dimineață. Așa cum v-am spus în intro, sunt aici pentru a vă spune care sunt următoarele evenimente ce pot apărea, bineînțeles, în viitorul vostru apropiat. Însă, înainte de a începe această citire, vreau să vă readuc aminte că este o citire generală. Este bazată pe energia colectivă, așadar, este foarte posibil ca pentru unii dintre voi să nu funcționeze și să nu rezonați cu aceste mesaje. Vreau să vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru faptul că ați fost atât de receptivi la anunțul pe care l-am făcut data trecută legat de cazul Sarei Botez. Vreau să știți pe această cale că bănuții s-au strâns, iar Sara va putea beneficia de acea operație. Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru faptul că ați donat, pentru faptul că ați fost extrem, extrem de rapizi. Sincer, nici nu cred că mă așteptam la altceva. Tocmai din acest motiv am și vrut să aduc cazul acela în fața voastră, pentru că am știut clar că se vor strânge banii necesari și am știut clar că va primi ajutorul din partea voastră. Pe această cale vreau să vă mulțumesc tuturor celor care au făcut posibilă această operație. Astăzi avem trei variante, bineînțeles. Vreau să îți alegi una din aceste variante și, bineînțeles, că eu voi reveni cu detalii. Să știți că am și eu aici cafeluța, ia uitați, este fix aici. Și am un mesaj aici pe cană, pe care o să vi-l arăt și vouă. Îmi beau cafeaua pentru binele tău. Da, și bineînțeles aici avem cu logo, logo-ul Verum Demoniorum. Dragii mei, vreau să vă spun așa, în mare, câteva aspecte care se vor întâmpla în următoarea perioadă. Avem în data de 9 martie poziționarea lui Mercur, care intră în semnul berbecului. Pe data de 10 martie, luna nouă, în semnul peștilor la 20 de grade, foarte, foarte interesant. Și să știți că această citire este despre acest lucru, deci ce va aduce luna nouă în semnul peștilor pentru tine și ce înseamnă asta. În data de 11 martie, Venus intră în pești, aici este cu năbădăi. Cu năbădăi, dragoste, relații, s-ar putea să se întoarcă exul tău sau fostul tău partener, mesaje, iarăși încep așa să se întâmple niște lucruri în zona asta. În data de 19 martie, soarele intră în berbec, începe echinocțiul de primăvară, atenție! Și totodată, pe data de 20 martie, 19-20 martie, practic începe calendarul astrologic. Începutul anului astrologic. 22 martie, Marte intră în pești. Nu se simte bine Marte aici. Iar în data de 25 martie avem o eclipsă penumbrală de lună la 5 grade în semnul balanței. Deci aceasta de pe data de 25 martie este a doua în semnul balanței la 5 grade. Asta înseamnă că se vor întâmpla multe tăieri. Se vor echilibra foarte multe lucruri în viața ta, așa că dacă tu acum treci prin tot vortexul ăsta
nebunatic, să-l numim așa, al evenimentelor. Vreau să știi că abia pe la sfârșitul lunii martie încep ușor, ușor să se sedimenteze lucrurile și să se echilibreze în viața ta, pentru că vorbim totuși despre o formă de eclipsă, da? Și eclipsele în astrologie și în spiritualitate reprezintă mari schimbări, dar și detașări totodată. O mare oportunitate de a te vindeca. Salutare, dragul meu numărul 1! Îți mulțumesc enorm de mult pentru faptul că te afli aici și îți mulțumesc pentru faptul că îți bei cafeaua alături de mine. Hai să vedem care este cartea pe care tu ai ales-o. Tu ai ales Piatra Neagră. Iar mesajul pentru tine, mesajul lunii noi în semnul peștilor, este One of Roses. Commitment, angajament. Acesta este mesajul pentru tine. Iar acest angajament poate însemna, bineînțeles, mai multe lucruri pentru tine. Vorbim poate despre ruperea unui contract, vorbim despre ruperea unei relații cu care vii acum din trecutul tău apropiat. Putem vorbi despre un nou angajament pe care îl faci tu cu tine, un nou contract pe care îl faci tu cu tine. Îți promiți tu ție ceva. La această lună nouă în pești, cred că mulți dintre voi vă faceți o promisiune legată de felul în care vreți să fiți de acum încolo. Felul în care vreți să trăiți, felul în care vreți să iubiți. Se simplifică lucrurile, dragul meu numărul 1. Ți-a fost foarte, foarte greu. Cred în mare parte că vorbim despre capitolul iubire aici. Și hai să vedem care sunt și clarificările pentru tine. Bun. Da, am înțeles. Dragul meu numărul 1, ai trecut într-adevăr printr-un duș rece în ultima perioadă. Cred că ți-ai spus ieri recent, băi, știi ce, vreau să fiu singur, vreau să mă retrag, vreau să ies puțin din toată nebunia asta pentru că nu-mi face bine. Este foarte posibil să fi avut ceva discuții cu o anumită persoană, să te fi certat cu partenerul tău, să fi ieșit cumva dintr-o relație destul de complicată, aș numi-o eu, însă de data aceasta, angajamentul pe care tu ți-l iei este legat de puterea ta personală. Da? Vorbim într-adevăr despre un moment de introspecție aici la tine, vorbim despre o perioadă de retragere, acum vorbim despre trecutul tău apropiat, și ceea ce urmează, iar angajamentul pe care tu îl faci este strict legat de frumusețea ta, este legat de schimbarea ta fizică. Poate vrei să mergi la sală, poate vrei să faci not, poate vrei să te înscrii la un curs, e ceva legat de dezvoltarea ta personală, adică vei face lucruri începând cu această lună nouă în semnul peștilor, vei face foarte multe lucruri pentru tine. Și de ce? Pentru că intuiția ta îți transmite de data asta foarte puternic mesajul corect și că este nevoie să te ocupi de tine acum și vezi mai departe ce o să faci tu cu toată relația asta și cu toată situația asta. Pentru că este și o persoană care simt că încă vrea să fie cu tine sau invers, dar energiile se pot schimba, dar tot ceea ce spune nu este valabil. Adică nu... Faptele îl contrazic. Iată. Angajamentul legat de schimbarea ta. Tu ți-ai spus ție lucrul ăsta. Nu, de data asta o să fac exact ceea ce trebuie pentru că am stat prea mult. Prea mult am stat. Ai acel 4 de spade care arată că ai tot dat șanse, ai tot așteptat, ai tot spus anul trecut că o să te apuci de lucrul ăsta, că o să te lași de lucrul ăsta și așa mai departe. Și ce să vezi, nu s-a întâmplat, este foarte posibil să fi fost ținut pe loc. Regina de bâte și 6 de bâte, multă energie de foc, multă acțiune va aduce pentru tine luna nouă în pești. Mi se pare că în sfârșit reușești să te focusezi pe ceea ce ai de făcut și îți mai transmit încă un lucru în acest moment. Ai nevoie să duci la bun sfârșit proiectele tale. Sunt foarte importante. Și îmi place că te aduni. Te adun, dragul meu, numărul 1. Te adun excepțional de bine. Proiecte frumoase, vei arăta bine. Vei fi atrăgător, atrăgătoare.
O să primești foarte multe complimente. Sunt oameni, dacă ai această activitate în online, sunt oameni care te urmăresc cu foarte mult interes și care ar vrea să ia de la tine lucruri, da, și să împrumute din felul tău de a fi pentru succesul lor. Simt că veți fi destul de activi începând cu luna martie, mai exact cu sfârșitul lunii martie, pentru că este ceva ce tu ți-ai dorit de mult să faci cu tine. Este treaba ta personală cu tine. Nu trebuie să implice pe nimeni altcineva. E clar că vrei să faci schimbări de ordin fizic, este clar că vrei să faci multe lucruri pentru tine pentru a deveni cea mai bună versiune a ta. Iar această lună nouă în semnul peștilor te va ajuta foarte mult, pentru că te conectează, repet, cu intuiția ta și e ceva în interiorul tău acolo care îți va transmite acest mesaj. Decizia pe care tu ai luat-o a fost una extrem de bună. Hai să vedem ce va veni pentru tine în următoarea perioadă. Wow! Incredibil! Incredibil, dragul meu numărul 1, ce este aici la tine. Bun, trebuie să-ți menționez următorul lucru. Tu ai făcut un fel de sacrificiu pentru visurile tale. În trecutul tău apropiat, mă refer acum, recent. Și acest sacrificiu pe tine te va conduce la această realizare profesională. Ești foarte focusat pe partea profesională, ești foarte focusat pe partea financiară. Luna nouă este cea care va face acest split în viața ta. Luna nouă reprezintă momentul cel mai potrivit pentru setarea noilor intenții, ceea ce te-aș sfătui să și faci. Să-ți faci o listă cu intențiile tale, să-ți faci o listă despre noua ta viață, pur și simplu să faci o poveste despre tine în viitor. Avem la baza pachetului cavalerul de monede, energia cea mai puternică din punct de vedere financiar, din punct de vedere profesional, ce arată în poziția ta determinarea. Însă ce este imperios necesar în momentul acesta este ca tu să nu te grăbești în proiectele tale, pentru că un cavaler de monede arată acea strategie extrem de bine pusă la punct ca tu să poți să faci această carieră pe care ți-o dorești. Asta înseamnă planuri, bineînțeles, asta înseamnă totul să fie făcut strategic și mai ales totul să fie făcut cu cap și bazează-te numai și numai pe proiectele pe care într-adevăr le poți realiza, cele care sunt realizabile și de lungă durată, pentru că un cavaler de monede arată stabilitate financiară clar. Ce mai simt aici la numărul 1 este faptul că până acum ți-ai pierdut timpul în niște mărunțișuri, în niște câștiguri mărunte și ai investit, cred că, 80% din timpul tău, iar câștigurile au fost 20%. Acest raport trebuie inversat și anume 20% muncesc, 80% câștig. Ceva de genul acesta este în cavalerul de monede. Apoi, celelalte mesaje pe care tu le ai și permitem să spun, dragul meu numărul 1, că vorbim despre o evoluție fulminantă aici la tine din punct de vedere al carierei și mai mult decât atât, cred că poți să faci un parteneriat extrem de bun cu o anumită persoană. Poate exista un potențial al unei relații destul de faine. Putem vorbi despre Taur, Fecioară, Capricorn sau semnul Gemenilor. E o energie extrem de puternică legată de zona financiară. Proiecte, străinătate, online, creativitate, haine, make-up, salon, de ce nu, cabinet. Și există foarte multă abundență aici la tine. Faptul că tu ai acest rege de monede, asta înseamnă că luna în semnul peștilor va aduce pentru tine această oportunitate extrem de mare. Vorbim și despre o investiție pe care, bineînțeles, va fi necesar să o faci în acest business, dar îmi este extrem de clar că tu ai renunțat probabil la o relație
pentru statutul tău profesional, pentru statutul tău financiar, pur și simplu ți-ai dat seama că nu funcționa, ți-ai dat seama că trebuia să lași ceva în spate și că trebuia totuși să plătești un preț pentru asta. Asta nu înseamnă că în relația pe care ai avut-o nu au fost certuri și motivul pentru care ai ajuns la acea concluzie a fost pentru că persoana respectivă te ținea pe loc. Deci motive clar sunt, dar oricum tot un sacrificiu a fost aici. Da? Vorbim despre putere, despre sexualitate, despre admirație și despre crearea unor noi oportunități legate de business, legate de stabilitatea ta financiară. Te văd foarte mult orientat către străinătate și cred că în acest moment încă mai aștepți niște vești. Este foarte posibil. Aștepți încă să primești această veste, acest răspuns, dar un 3 de bâte este extrem de clar că ai parcurs așa o mică perioadă și ai parcurs o mică parte din drumul tău personal și spiritual totodată, ce va duce sau te va apropia mai mult de destinația dorită. Dragul meu numărul 1, așteaptă-te la niște schimbări majore de perspectivă și totodată de colaborare pentru tine. Asta va face semnul peștilor acum, luna nouă. Te va repune pe forța ta, pe determinarea ta și mai ales te va pune la treabă în ceea ce privește creativitatea, pentru că ai nevoie să scoți la suprafață toate aceste daruri pe care tu le ai și care nu au fost suficient folosite. Îți mulțumesc enorm de mult pentru faptul că mi-ai fost alături. Mergem mai departe la cei care aveți varianta cu numărul 2. Salutare, dragul meu numărul 2! Hai să vedem care este cartea pe care tu ai ales-o. Și să știi că piatra pe care tu ai ales-o este cuarțul de ametist. Mesajul lunii noi în semnul peștilor, cartea cu numărul 13, The Buddha Prepares. Wow! Foarte frumos! O carte profund spirituală, o carte încărcată de energie bună, pozitivă, dăruitoare, altruistă, aș spune, dar ce mai simt aici la numărul 2 este faptul că tu te pregătești de ceva timp, de o nouă viață, aș spune, dragul meu numărul 2. The Buddha Prepares este o carte ce arată schimbările majore prin care ai trecut în ultima perioadă din viața ta, în special în ultimile 3-4 luni de zile. Este o carte pe care tu o poți considera ca și număr ghinionistă, fiind numărul 13, însă nu este deloc așa. Și când spun ghinionistă, spun pentru că tu crezi că toate evenimentele ce ți s-au întâmplat n-au făcut altceva decât să aducă în viața ta distrugere, destrămare, vorbe urâte. Este ca și cum te-ai certat cu Universul, cu Dumnezeu. N-ai mai înțeles nimic din viața ta, însă Universul te pregătește pentru ceva extraordinar de frumos. Aici, în cartea cu numărul 2, The Buddha Prepares, vorbim și despre persoane care clar au legătură cu spiritualitatea sau cu religia. Este o carte profund spirituală, este o carte ce arată darurile, abilitățile, misiunea personală pe care tu o ai față de tine și față de cei din jurul tău. Este o carte profund încărcată karmic. Te pregătești pentru ceva. Luna nouă în semnul peștilor va demara începutul, să știi. Și a fost nevoie ca Universul să facă această curățenie în viața ta, a fost nevoie ca Universul să-ți arate că era într-un loc greșit și că tot ceea ce urmează să se întâmple pentru tine este poate o schimbare la 360 de grade. Hai să vedem care sunt perspectivele din trecutul apropiat. Da? Voi face exact ca la numărul 1. Poți fi aici un discipol. Poți fi un învățător. Poți fi un ghid pentru ceilalți. Un om spiritual. Poți fi psiholog, poți fi preot, poți fi un om care lucrează cu sufletele celorlalți.
Iar asta este în misiunea ta. În momentul de față simt că vrei să strângi o comunitate de oameni care să îți urmeze învățăturile. Hai să vedem trecutul apropiat, mesaje importante. Bun. Foarte puternic simt aici berbec, săgetător, leu, rac, scorpion, pești, ascendentul. Ok. Există ceva în trecutul tău apropiat, dragul meu, numărul 2. La baza pachetului avem un 5 de bâte și cartea soarele. Sunt niște provocări, niște teste legate de o persoană care poate avea ascendentul în rac, scorpion sau berbec, leu, săgetător, da? Aceste două cărți, iată-le, vorbesc despre niște conflicte recente, provocări foarte mari, diferențe foarte mari. Este ceva legat de fericirea ta, este ceva legat de armonia ta, de o relație, poate, și sunt două persoane aici. Vorbim despre regele de bâtă și regele de cupe. Poate pentru unii dintre voi a fost o alegere. Poate a trebuit să faceți voi o alegere legată de aceste două personaje. Dacă nu vorbim despre doi indivizi, vorbim pur și simplu despre o energie a puterii, o energie a sexualității. Tu ți-ai imaginat ceva aici în legătură cu această persoană. Ai crezut că această persoană este în destinul tău. Ai crezut că această persoană este sufletul tău geamă sau sufletul tău pereche. Și nu spun că nu este așa. Însă, simt foarte multă imaginație și foarte multe așteptări. Da? Încă din luna iulie anul 2023, ceva i s-a schimbat. Iată visul tău, da? Legat de acest personaj, visul tău legat de acest drum. Dar, dragul meu numărul 2, așa cum ți-am mai spus, se întâmplă lucruri pentru tine. Aici este o chestiune legată de control, este o chestiune legată de drum, legată de destin, legată de poate chiar străinătate pentru tine. Ceva în următoarele luni de zile se întâmplă puternic în viața ta. Clarificare pentru faeton. Hai să vedem. Da. Cavalerul de monede. Bun. Ți se transmite aici că această mutare va avea loc. Și îți mai spun că toată treaba asta se va întâmpla până în luna iulie a acestui an. Și până în luna iulie acestui an tu te pui pe picioare din punct de vedere financiar. Însă va veni pentru tine și un moment extrem de bun în care îți vei lăuda deciziile. Hai să vedem. Wow. Avem aceste două cărți. Vezi resursele. Se face un shift aici la tine. Ești foarte mult orientat spre tine în acest moment, spre vindecarea ta, spre nevoile tale, spre dorințele tale și da, vor fi ceva investiții de făcut. Simt că pentru unii dintre voi va fi necesar să investiți în imobiliare sau într-o casă, ceva de genul, poate chiar vrei să-ți cumperi o casă, vrei să te muți pentru că ai faetonul, iarăși luna iulie, o lună extrem de puternică pentru tine legată de această zonă. Simt că tu te muți din locul în care ești, da? Vei pleca, lași în spate o etapă din viața ta, lași în spate poate o persoană, vrei să te orientezi către altceva, tocmai de aceea îți spuneam că este nevoie să te pregătești. Dar la tine este și o creștere spirituală, pentru că faetonul vorbește despre această creștere spirituală, următorul nivel, următorul etaj care trebuie parcurs. Hai să vedem, viitor, ce va aduce luna nouă în semnul peștilor pentru tine. Știi ce simt la tine? Simt că universul vrea ca tu să te îmbogățești, însă tu nu vezi lucrul ăsta. Deci este cât se poate de clar că darurile astea pe care tu le ai, abilitățile pe care tu le ai, trebuiesc
dezvoltate și mai mult. Părerea mea personală este ca până la jumătatea anului să faci ceva care să te conducă, nu știu, poate chiar către o reconversie profesională. Dacă nu vorbim despre reconversie, către o updatare a ceea ce faci deja, pentru că Universul vrea să-ți ofere bani. Și tu, nu știu, Universul te caută să-ți facă bine și nu te găsește acasă. Avem aceste trei cărți. Regele de monede, lumea și regina de cupe. Hai să spun un lucru legat de aceste cărți. Da? Sunt momente în viața noastră când emotivitatea, sensibilitatea, melancolia nu ne ajută. Nu ne ajută deloc, pentru că tu ești un om care are ca și binecuvântare în viața lui situația financiară extrem de bună, nu bună, extrem de bună. Și cu toate astea te lași condus și implicat în niște relații total toxice pentru tine, care nu fac altceva decât să te tragă în jos. Regina de cupe este cea mai sensibilă regină. Și din punct de vedere financiar sau profesional, ca și energie, nu funcționează foarte bine regina de cupe, pentru că ea este ca o mamă, știi? Este ca o persoană care nu înțelege neapărat când trebuie să fii dur și să pui punctul pe i, când trebuie să fii plin de compasiune și să sari în ajutor celorlalți. Nu te ajută atitudinea asta. Simt foarte multă melancolie, simt foarte multă tristețe în poziția ta, simt cumva că te duci foarte mult către ajutor, 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 și atunci Universul îți spune: bine, hrănește-te cu aceste firimituri dacă ție îți place. E nevoie să schimbi și este nevoie să schimbi aproape totul, numărul 2. Ăsta este destinul tău, lumea și regele de monede. Asta înseamnă proprietăți, asta înseamnă proprietăți în afară, asta înseamnă mutare în afară posibil, asta înseamnă o altă perspectivă, asta înseamnă să lucrezi foarte mult cu tine, de exemplu, la schimbarea ta fizică, spirituală și tot așa. Lucruri pe care ai nevoie să le faci pentru creșterea ta și pentru dezvoltarea ta personală. Apoi, aș avea și un mic sfat aici pentru tine, pentru că ai diavolul, asul de bâte și un doi de spade, carte întoarsă. Nu fii totuși impulsiv, da? Nu fii totuși impulsiv și nu grăbi lucrurile, pentru că nu este cazul. Avem acolo diavolul și asul de bâte. O energie destul de grea. Foarte grea. Asta înseamnă că încă treci printr-o perioadă destul de bulversantă, asta înseamnă că încă trebuie să-ți așezi niște lucruri în viața ta și în capitolul ăsta din viața ta, pentru că un doi de spade, carte întoarsă, arată reflexia ta, arată interiorul tău. Deci te afli într-un moment al vieții în care ori totul stagnează, deci simți că s-a oprit timpul în loc, ori că nu mai știi care este adevărul, nu mai știi care este drumul corect pentru tine, știi, te afli în acel blocaj. Va trece, dragul meu numărul 2, îți garantez că până la sfârșitul lunii martie lucrurile vor fi mult, mult mai clare pentru tine, pentru că tu asta îți dorești, de fapt, claritate. Diavolul. Diavolul reprezintă totuși niște acțiuni haotice, pentru unii dintre voi reprezintă o dependență față de cineva, reprezintă o legătură toxică, poate din care încă încerci să scapi sau încerci să o eviți, încerci să nu mai ajungi în același punct, poate reprezenta anumite vicii de care trebuie să te lași pentru a ajunge la acest as de bâte, care înseamnă vitalitate, sănătate și, bineînțeles, focusare exact pe proiectele tale, pentru că diavolul ăsta nu prea te lasă să te focusezi pe ceea ce ai tu de făcut. Încă ești într-o zonă așa a relațiilor. Parcă e cineva care te ține în spate, știi? Deci nu poți tu să mergi înainte. Vezi de drumul tău, dragul meu numărul 2, pentru că vor veni lucruri extrem de frumoase pentru tine. Nu uita de cartea numărul 13. 13 martie poate să fie un semn pentru tine, o zi importantă pentru tine. The Buddha prepares. Cineva pregătește ceva pentru tine, fii sigur. Îți mulțumesc foarte mult pentru faptul că mi-ai fost alături. Mergem mai departe la cei care au ales varianta cu numărul 3.
Salutare, dragul meu numărul 3. Nu mai puțin să iau și o gură de cafea? Bun. Hai să vedem. Care este mesajul lunii noi în semnul peștilor pentru tine? Și avem aici Five of Forces. Summer, Winter. Vară și iarnă. Ok. Bun. Acesta este mesajul pentru tine. Și este o carte, să spunem, apăsătoare într-un fel. Așa o simt. O simt apăsătoare. Dar de ce? Pentru că în iarna asta ți s-au întâmplat foarte multe lucruri, exact cum arată și imaginea acestei cărți. Toată viața ta s-a întors cu susul în jos. Și vorbim cumva despre o distorsionare a realității în care tu ai trăit. Mulți dintre voi ați ieșit din Matrix, mulți dintre voi ați avut foarte multe deschideri spirituale și ați putut să vedeți lucrurile fix așa cum sunt, a durut. Însă procesul ăsta prin care tu treci va ține până în vară. Deci este început odată cu solstițiul de primăvară și se va termina la solstițiul de vară. Pentru că pentru mine, deci dacă este să mă întrebi acum de fapt ce înseamnă asta, înseamnă renașterea ta. Este un proces de renaștere la tine, de curățare, de a deveni cea mai bună variantă ta. Și poate să fie, nu știu, o parte din pașii pe care trebuie să-i urmezi, pentru că nu tot procesul se va încheia atunci în vară. Simt să-ți transmit chestia asta, ghidul meu spiritual îmi transmite asta pentru tine, faptul că ai acest 5 of forces. 5-ul în tarot este un număr al tensiunii de cele mai multe ori. Și mi se transmite că tu ai nevoie să-ți regăsești puterea. Deci până în vară va fi procesul ăsta. Să-ți regăsești puterea personală, să te regăsești pe tine, să treci prin acest proces de dezvoltare, pentru că reprezintă un pas important pentru tine și te mai poate ajuta foarte mult călătoriile. Oriunde, la țară, la munte, la mare, este important să călătorești, este important să ieși din casă, este important să dai o șansă Universului. Pentru că degeaba Universul ne oferă nouă șanse dacă noi stăm cu spatele la ele. Hai să vedem trecutul apropiat pentru numărul 3. Da. Ok. Tu ești un om puternic, într-adevăr. Și cam tot ceea ce ți-ai dorit, să știi că ai avut în viață. Însă trecutul tău apropiat vorbește despre o nesiguranță, vorbește despre niște probleme, poate chiar psihologice pentru unii dintre voi, ce trebuie tratate sau ar trebui să fie tratate. Mă refer la consiliere aici, pentru că există o rană legată de abandon, există o rană legată de respingere. Sunt lucruri legate de stima ta. Are, din păcate, ori din cauza unei persoane, ori pentru că așa ai fost tu, așa s-a întâmplat din copilăria ta, nu ai știut să le gestionezi. Cumva te afectează ca și adult. Asta mi se transmite. Ai acest 10 de cupe, ai steaua și 5-ul de monede. Foarte multe frământări legate de misiunea ta personală. În trecutul apropiat, da? Mă, ce sunt eu până la urmă? Ce trebuie să fac? Care este scopul meu în viața asta? De ce nu pot avea și eu o familie? De ce nu pot avea și eu o relație fericită? De ce nu găsesc și eu pe cineva? Poate ai vreo conexiune importantă cu cineva din semnul vărsătorului, pentru că ai steaua acolo. Poate cineva din acest semn ți-a lăsat un gust amar. Poate a fost un vis frumos care la un moment dat s-a terminat. Un 5 de monede arată totuși neputința de a-l atinge pe celălalt, neputința de a-l vedea încă o dată, neputința de a trăi cu sentimentul că poate puteam să fac mai mult și n-am făcut. Visez persoana asta foarte des sau este în mintea ta. Însă, în același timp, faptul că ai această regină de bâte arată faptul că cineva și-a dorit un nou început aici.
fie că ești tu, fie că este cealaltă persoană. Iarăși mi-apare foarte puternic semnul gemenilor sau al vărsătorului. Iată. Cineva și-a dorit un nou început și cineva își dorește acest nou început. E vorba de bani, e vorba de carieră, e vorba despre maturizare aici și mai ales despre libertate, pentru că este foarte posibil să fi fost nevoie de această libertate în cazul vostru sau în cazul unuia dintre voi, tocmai pentru a merge mai departe din punct de vedere profesional. Iată, asta mi se arată. Aici a fost vorba despre un sacrificiu. A trebuit să renunțați la voi ca să puteți să vă îndepliniți dorințele voastre. Însă cineva a rămas cu această rană profundă legată de această despărțire. Bun, hai să vedem viitorul. Cineva se gândește foarte mult la tine sau tu te gândești foarte mult la această persoană. Da. Luna nouă în Pești. Mesaje importante. Bun. Imaginea acestei persoane te obsedează. Amintirea acestei persoane te obsedează pur și simplu. Însă, dragul meu numărul 3, o să vorbim acum despre viitorul tău apropiat, adică ceea ce va aduce luna nouă în semnul peștilor. Există foarte multă suferință în interior. Totul este legat de cămin, de casă, de secrete, de vorbe nespuse, parcă a rămas totul în pom între voi. Este o suferință foarte mare. Ți-ai dorit un cămin, ți-ai dorit o relație așa cum ai visat-o tu, dar să știi că aici vorbim totuși despre o idealizare. Luna nouă în semnul peștilor cumva te invită într-adevăr să vezi toată situația asta cu alți ochi, însă va scoate la suprafață toate tensiunile și toate frământările tale și mi se pare că vorbim despre o pată a conștiinței aici. Cineva aici a greșit, cineva, nu știu, nu și-a cerut iertare. Așa cum am spus, ai lăsat lucrurile în pom sau persoana respectivă le-a lăsat așa. Este ca și cum simțiți să vorbiți, simțiți să luați legătura unul cu celălalt, dar nu o faceți, din frică, din teamă să nu ajungeți în același punct. Doliu, părăsire și așa mai departe. Însă, eu spun în felul următor. Eu cred că această relație totuși va trece printr-o transformare. Eu cred că această relație va reveni în viața ta. Însă, în acest moment, amândoi aveți nevoie să treceți pragul. Există un prag pe care, bineînțeles, că îl treceți diferit și îl treceți individual. Persoana cealaltă trece un anumit prag, tu treci un anumit prag din punct de vedere spiritual. Aici trebuie să se transforme ceva în viețile voastre și în sufletele voastre ca această relație să poată funcționa. În unele situații veți reuși, în altele nu. Pentru că în altele aveți și arcana majoră moartea, o să-ți o arăt imediat. Un 6 de monede, deci vorbim clar despre linie de destin, vorbim despre karmă, vorbim despre un 4 de monede, iată stagnarea și faptul că unul dintre voi doi nu vrea să vadă deloc situația sub forma asta de a schimba. Eu n-am ce să schimb la mine, nu? Asta își spune, ori tu, ori persoana cealaltă. Eu n-am ce să schimb, nu prea vreau, deși va veni judecata. Pentru unul dintre voi va veni o plată karmică legată de un diagnostic. Iată. Așa cum îți spuneam, aici este o plată karmică, aici a fost o greșeală. Aici a fost o greșeală, cineva ți-a greșit sau tu i-ai greșit acestei persoane. Și atunci vorbim despre o plată. Ce, repet, clar din punctul meu de vedere,
va veni printr-un diagnostic medical. Urogenital, ficat, pancreas, sânge. Da? Foarte mare grijă, dragul meu, numărul 3. Pentru că ai o energie foarte grea aici. Sfatul. Este foarte ciudat că simt o legătură între voi, ca și cum ori tu, ori persoana asta cu care tu ești, veți ajunge într-un punct în care unul dintre voi va avea grijă de celălalt. Și lucrul ăsta se vede pur și simplu în cărți. Indiferent cum, voi doi veți ajunge împreună. Tu vei ajunge să tratezi persoana asta, sau persoana cealaltă te va trata pe tine. Este un mesaj general. Repet, atenție. Da? Nu toată lumea trece prin treaba asta. Și această conexiune între voi se va relua fix sub această formă. Este o legătură profund spirituală aici, pe care nici măcar nu am cuvinte să ți-o pot explica în acest moment. Sfatul pentru tine este pajul de bâte. Privește cu încredere. Privește cu încredere și ai încredere că Universul știe ce face. Este prea multă furie în acest moment, este prea multă confuzie în acest moment, sunt foarte multe vorbe ce s-au transmis, ce s-au spus dureroase și suferiți amândoi în acest moment, dar vine judecata. Vine judecata care o să vă ia pe sus. Acestea au fost mesajele mele pentru voi, dragii mei. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că am mai petrecut încă o duminică împreună. Săptămâna următoare să știți că va fi postat bonusul zodiacal pe canalul meu de membri, așa că vă aștept și acolo. Până data viitoare vă doresc toate cele bune, vă îmbrățișez și vă doresc o duminică plăcută în continuare. La revedere!